găsit? Deci, în data de 28.04.2021, ordinea de zi este următoare. Proiect de hotărâre privind preluarea bunurilor remote și a infrastructurilor fixe predate Școlii Gimnaziale numărul 1 Negoiești, proiect inițiat de domnul primar Vasile Ion. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de valoare a bunurilor în domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare. Tot din domnul primar este inițiat proiectul și este însoțit de raportul de specialitate de la compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului, anunțat contabil, și va fi transmis către realizare comisiei de specialitate numărul 1. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în intervalul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare, proiect inițiat de domnul primar Vasile, și este însoțit de raportul de specialitate, compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și va oferi aviz, a fost trimis spre avizare comisiei de specialitate numărul 1, 2 și 3. Proiectul numărul 4, privind hotărârea Consiliului Local, numărul 91, din 16.12.2020, inițiat de domnul primar Vlasi Ion, care este trimis spre avizare comisiei de specialitate numărul 1, ce privește compartimentul de poliție locală. Proiect de hotărâre, privind aprobarea și complementarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă și canalizare. Tot de domnul primar este inițiat proiectul de hotărâre. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor unităților de curte religioase din Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2021. Proiect inițiat de domnul Vlasiuan. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 5.03.2021. Proiect inițiat de domnul Vlasiuan, primar Comunei Ștefan cel Mare. Proiectul este însoțit de avizarea Comisiei de Specialitate numărul 2. Și mai e vreo care mai este vreo... Și un proiect de hotărâre privind mărirea intravilanului Comunei Ștefan cel Mare cu 125,57 hectare, din care 116,61 hectare teren agricol, terenul cu suprafață de 89,34 hectare, cu categoria de folosință arabil, terenul cu suprafață de 19,4 hectare, cu categoria de folosință pajici permanente, terenul cu suprafață de 3,46 hectare, cu categoria de folosință livadă și terenul cu suprafață de 4,41 hectare, cu categoria de folosință vie. Inițiatorul proiectului, domnul Vasile, proiectul este însoțit de raportul de specialitate a compartimentului de resort. Aparat de specialitate a primarului, compartimentul urbanic și va fi transmis către avizare comisiei de specialitate numărul 1 și 2. Punctul 9, divers. Cine este de acord cu ordinea de zi? În unanimitate de voturi din 11 consilieri prezenți, 11 au fost de acord cu ordinea de zi. 12. Luăm punctul 1. Proiect de hotărâre privind bunurile remobilor, preluarea bunurilor remobilor și a mijloacelor acestuia predate Școlii Gimnaziale numărul 1 Negoiești. Inițiator domnul Vlasiuan. Din compartimentul de specialitate,
ar trebui direcțiuni din care apară specialitatea primară. Aici dau cuvântul inițiatorului de proiect, domnul Vlasi Ion. Eu nu mi-am așezat astea pe numărul ca să mai am puțin timp. Vă nu răspundem și discuție. Discuție de baza la proiect. Domnul președinte, materialele care le-ai acolo, dacă vrei să le citești, este datoria mea tare. Păi da, așa. Da, dar o să spun, nu o să mă iei. Da, e. Totuși aș... în euro 48.440 și
doilea obiectiv este școala care am preluat-o. Da, s-a făcut evaluare și... Da. Da. Deci astea sunt cele două obiective. Alte discuții? Supus spre aprobare. Nu m-am limitat de votări și la aprobare. Cu numărul 4. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 91. Nu, numărul 3. 3. Modificările intervenite în momentul adunării publice. Deci acestea sunt legate una de alta. Deci acum s-a modificat inventarul domeniului public cu trecerea celor două cu aceeași suprafețe da, care au apartament. Așa, și cu școala de la Dumnezeu. Deci supun spre aprobare. Cine este pentru, împotriva, cine în unanimitate, voturi sau proiect de hotărâre prin modificarea Consiliului Local numărul 21 din 16 aprilie 2020. Proiectul este însoțit de raport de specialitate cu compartimentele SOR din cadrul aparatului de specialitate privind compartimentul poliției locale. Va fi transmis pe ajutare comisiei de specialitate numărul 1. Știți ce este vorba aici? Da, nu vorba de ce este deci, urmarea schimbării numărului. Nu, 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 de matriculare. Da, da, și cota a rămas. Deci, propun spre aprobare proiectul de hotărâri. S-a ținut cineva? Vă ținem de la asta? Nu, nu, am ridicat. Deci, spre aprobare. Până am ridicat de voturi, a fost aprobare. Proiect de hotărâri privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru serviciile publice alte decât cele de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator, domnul Vasiu, primarul comunității. Discuții pe... Deci, este vorba de mărirea unor tarife practicate de cei de la CRAP, de la Compania Regională de Albăgău, pentru brașări, pentru ce utilizează la dezinfectanți și alte, afară de alimentarea cu apă și canalizare. Deci, prețurile la tarifele la alimentare cu apă, pe metru cub, rămâne aceste. Am văzut papierele pentru fiecare. Da, da, da. Păi, dar astea referitor la care sunt acum la CRAP sau care... Da, 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 da. Deci asta este valabil pentru cheltuieli care face CRAP. În cele trei sate, la noi, la Bogdan, Ștefan cel Mare și Nevoiești. Nu, și astea sunt către utilizatorii casnici. Deci, dacă intervine la Ipărețea, s-o plătim din bugetul local. Fiecare... Se mărește prețul la dezinfectant. Dacă se strică pe metru la mine, e alt preț, nu? Da. E alt preț, da. Da. E alt preț. Raportul din lucrarea are alt preț, manoperă. Manoperă, toți. Toate crezi că raport pe inflația. Mai puțin, mai puțin tariful pe metru cu... Da, da. Și de ce trebuia să aprobă un consiliu local? Dacă ești de acord să plătești ca unul cetățenii comune, ăsta da, suport să prețul respectiv. Facem parte din, din ADIP, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Da, și deci ei fac cheltuielile astea la, la noi, în comun. Deci fiecare unitate administrativ teritorială trebuie să aprobe. Sau nu vrea să aprobe, poftim. Dacă îi mărești, de exemplu, și pune loc de 50 lei, pune 2 milioane. Spune să mai suntem prost, plătim, nu plătim. Și ei vin, băi, suntem de acord să plătiți mărirea. Ce eu tocmai chestia asta n-am înțeles cu indicatorii aia care sunt acolo. Dacă sunt mari și mici, lumea mărit coeficientul de inflație. Poftim? Să mărit de făcut în raport cu coeficientul de inflație. Da, vă mulțumesc. Și eu.
modificate de hotărâre au fost votate. Șase. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului unităților de cult religios din Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2021. Aici am văzut un material, sunt niște sume, dar pentru la Jăbreni, la mine material nu este scris nimic. Deci, cam ce sume ar fi, ca și puteți să ieși, spuneți la domnul Mar. Deci, dintr-o sută de mii care a fost alocată prin bugetul în ședința anterioară, avem trei solicitări. Regoiești, Desilaș și Vișoară. În raport cu necesitățile care sunt, am hotărât, am propus pentru Cutinaș 50.000 ca să termine casa practică. Nu știu dacă se termină, că a fost cineva, a făcut o evaluare, s-a dus până la 1.500.000, ceea ce mie mi se pare foarte mult. Foarte mult. Nu avem tot bugetul. Așa. La Negoiești, pentru, tot pentru o casă practicală, am alocat 40.000 și la Vișoara, unde cred că bine știți care sunteți mai vechi în Consiliul Local, acolo an de an am alocat sume destul de mari, anul ăsta 10.000. Da. Ce am înțeles că mai rămas de anul trecut niște bani cheltuiți. Deci asta este propunerea mea. Da, domnul președinte, în prima să avem prezență, să ai grijă, știți acum, ai grijă sau fel în zona noastră? Aici e problema, la Grâbovana. Așa, la Grâbovana sunt și o consilier de când suntem noastră primar, acolo chiar în afară de apă, chiar aflat sunt asfaltul, da? Care vă apreciez, dar restul au fost mai munca, la o mână de oameni suntem foarte puțini, să nu avem putere financiară. Nu, deci acolo Grâbovana ar trebui să mai vină cu colegii mei consilierii, nu contează de partid, să vină să vadă ce bisericuță avem, cât de frumoasă. Că s-a muncit cu oamenii. Deci, am mers. Deci, majoritatea cheltuielilor sunt pentru Grâbovana. Da, de asta v-am întrebat Negoiești. Negoiești e și Grâbovana. Da, da. Vă mulțumesc. Ești tu. Păi e frumoasă, cum să știi. Dar uitați pe casa aia practicală. Da, am spus-o. Am mai spus-o la altă ședință. Casa practicală. Acum ai echitat. Nu, nu am meritat. Gata. Domnul Vici. Mai ales în măsura de acolo, că nu știu dacă e pintor, să vreți să muncesc. Am spus-o, nu trebuia să te mai lasă. Va fi transmis spre Comisia de Specialitate numărul 2.
Știți la ce se referă modificarea asta? Adică hotărârea Consiliului Local 17 din 5-a 3-a 2-a 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 2-a
deplasare. Da, da. Dar să duce la Javel din Bucovări, deja 60 km. Da, consumul cât ar lucra o oră, două. Păi da? Da. Și atunci am pus un lucru, nu? Da. 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 Pe kilometru. Da. Da. Foarte puțin în comparație cu... Da, e de jumătate. Nu, taxul e 2,50 dacă mergi cu taxul. Nu neapărat, acum trebuie să facem venit spatele oamenilor de comună, cu bugetul excavatorul, dar nici să punem bani de la noi, de bugetul local. Cu combustibilul, nu merg cu combustibilul. Da, cine este pentru? Împotrivă să arce cineva? Eu nu m-am limitat de voturi, dar de voturi a fost o să votare. Da, și a mai fost un punct pe ordinea de zi, care n-a fost, nu a fost comunicatorul noastră, cel cu mărirea intravilanului comunești după cel mare. Noi suntem în faza de avizare a publicului, a planului urbanistic general. Și cu nou PUC s-a mărit intravilanul, în special este zona unde e satul de țigani, Iron, așa trebuie introdus în PUC. Și a mai fost și solicitări din partea unor cetățeni în zonele... De la Bogdan. Păi cred că e mărit și pe acolo, că PUC-ul este dat în lucru de câțiva ani în urmă. Și totalul suprafeței este de 125,57 de hectare, din care 116,61 este teren agricol, respectiv 89,34 arabil, 19,4 pașiști, 3,46 livadă și 4,41 vin. Pugul este la avizat la Ministerul Agriculturii și cei de la Ministerul Agriculturii au solicitat hotărârile de Consiliul Local prin care se aprobă mărirea intravilanului comunului Ștefan cel Mare. Deci. Da, s-a aprobat, că aveam și la mărirea... Păi tot, nu vă pot spune acum punctual unde... Deci înseamnă sau... E totuși bani. Da. Că aveam două faci, să știți, la Alexandru. La Râu, acolo. Da, la Râu. Da, da. Era un intravilan, un intravilan. Da, 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 da. Da. Mai are cineva? Dacă nu propun un proiect de preaprobare, cine este pentru? Împotrivă să abține cineva? Proiectul a fost votat în anumitare. La punctul divers. Sunt ceva probleme? Sunt ceva da. Discuții? Și posibilitatea avem la stanciul la Gheorghiță, acolo și unde sunt oamenii aia, unde are și moștenirii Volaru, nu știu care acolo, mai ales da, familia asta. Da, da, da. Are o problemă cu ulițele alea acolo. Nu poți să intri oamenii acasă, băi frate. Se revăză. Chiar m-am dus eu cu mașina mintică, mică, și nu e posibil să intri oameni acasă în curțile lor. De ce? Din noroi sau de ce? Nu din noroi. Deci oamenii dacă se duc, nu știu cum e. Ce posibilitate ar fi să facem o comisie, să mergem, ne uităm un pic acolo, dacă e posibilitatea să mărească cu 20 cm, jumătate de metru, să poată să intri. Asta nu este problema noastră. Dar de ce nu se la dacă cumva cineva a intrat în uliță după măsurătorile făcute în 91, 92, 93, aici este treaba noastră. Dar dacă așa au fost proprietățile, nu putem noi să... Deci numai la atitudinea cetățenilor. Da, da, domnul Mar, coleagă, ții și domnul Vinci, coleagă, bala asta măcar acolo, cât ea din un post să-i jară ce copii, jară. Și cu bulbul alea cântiți ca țărtoare, spuneți... Da, asta nu-i problemă. Asta de balastat, asta nu-i problemă. Nu-i problemă. Dar asta cu...
circulație, că n-ai. Păi două, dar nu vorea, n-ai cum să intri, o să intri. Au făcut fundații de beton, nu știu situația. Am mai discutat, e problema de acolo. Fundații de beton, chiar băi, dar tu nu vezi cum poate intra o mașină de pompieri? Dar o soldat trebuie să cedeze ei cu pământul lor. Da, dar și acum ar însemna să-și dărâmi fundația de beton, să ducă mai încolo, una la mână. Ia eu, într-adevăr. E foarte dificil să lucrezi acolo. Plus că zice că șuterierul din spate de Amstan a fost tot de autohotarul. Păi da, exact, dacă ei au avut casă în deal, sus în Bogdan. Păi să închidă și ulița, pune poartă dacă chiar am pus. Dar vezi cum e? Unii oameni nu-i poți înțelegi din orice. Nu, aici trebuie să vezi ei, trebuie să vezi oameni de la sine dacă vor să... Dacă nu, vor mai zi. Nu poți să te duci la Vecil sau la Bogdan, voi îți faci fundația și pot-o mai mult, zice. Aici să le faci. Și așa că votarul cerii se scoate din... Îți scoate cu pe lângă Gheorghe, s-am discutat din chestia asta. Dar măcar ce poate mare și-o luat... Ce poți să-l luat? Luam mai impresionat acolo, știu, nu am pus casă. Nu, 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 ce vrea, s-ar putea Sunt o comisoare. Au fost automatizat un pic în Consiliul Local, da. Pentru că
care dumneavoastră căutați să subminat funcția pe care m-au votat consilierii pentru președinte din Consiliul Local. Și nu am luat în față toate documentele și mă substituiți dumneavoastră. Eu nu pot să concep așa ceva. Eu trebuia să am în față toate proiectele semnate, avizate, cu... Dar ce legăturare asta acum cu terenul de joacă? Păi da, dar încercați așa cu toate părțile să mă... să ne subminați. E cum ăsta. Cum ai pus? Bună funcționare, cum sunt sănițiuni consecuțe. Hai să o facem. Adică, da, da. Ieșim din subiect și nu are nicio relevanță. Are relevanță. Ai fost la primărie, ai luat toată... Păi dar nu mi s-a dat totul cum trebuie. Ești care, în afară de care... Nu știu, din afară de ultimul punct... Iar dacă îmi place doar că eu vă dat, dacă la restul consilierilor v-a ajuns materialul, din mandatele, din mandatele. Nu mai o secundă, vă rog frumos. La fiecare este o muncă din responsabilitate. Ați văzut și după care reluăm discuția. Aveți ca material referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 17. Da, mi-ar dați unde este semnat, de cine este semnat, cum este semnat. Semnat.